Începând de astăzi, 17 octombrie, caravana mobilă a Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București furnizează servicii medicale gratuite pentru sănătatea plămânilor și depistarea precoce a tuberculozei, timp de 4 săptămâni, și în județul Hunedoara, în comunele Vața de Jos, Luncoiu de Jos, Certejul de Sus, Mărtinești, Ghelari, Bretea Română și Pui, zone rurale ale județului unde au fost înregistrate în ultimii ani cazuri de tuberculoză. Conform datelor statistice, incidența tuberculozei în județul Hunedoara este de 54 de cazuri la 100.000 de locuitori. Caravana Screening TB va străbate comunele hunedorene și va asigura accesul facil la consultațiile medicale gratuite puse la dispoziție în cabinetul mobil, fiind amplasată în zona primăriilor anunțate sau în alte locuri comunicate din timp localnicilor.